De decenii de acum, cei care administrează peștera, dar și cei care au pus-o pe picioare după 1990, cei din cadrul Asociației Ecologice Petro Aqua, se ocupă săptămânal ca să mai facă câte ceva bun pe acolo, astfel încât turiștii care vin la cea mai cunoscută peșteră hunedoreană, peștera Bolii, deloc puțin, să se simtă cât mai bine și cât mai în siguranță. Podurile de pe Jupâneasa, altarul din sala altarului, iluminatul public și tot traseul peșterii de la intrare și până în capătul celălalt sunt luate, lună de lună, la verificat și la reparat, asta pentru că omezeala din peșteră, dar și viiturile ce vin din amonte după vreo ploaie de vară mai sănătoasă, cum s-a întâmplat zilele trecute, fiind principalele cauze ale problemelor ce apar, degradarea obiectelor din lemn, din peșteră, fiind de altfel principala problemă. Un fapt ce se observă în principal la cele patru poduri de pe traseu. Miercurea trecută am vizitat peștera și am mers totodată să vedem cum decurg lucrările la repararea celui de-al patrulea pod din capătul celălalt al peșterii, unde câțiva lucrători munceau de zor. Lângă ei am dat și de președintele celor de la Petro Aqua, cunoscutul petroșenean Imre Suhanec, unul dintre cei care se află zilnic la peșteră și care se ocupă de administrarea acestui minunat loc turistic hunedorean, pe care cu plăcere vă invităm să-l vizitați în timpul liber. Imre Suhanec ne-a vorbit de problemele cu care administratorii peșterii se confruntă, dar și de faptul că este mulțumit că de acum peștera e cunoscută și căutată de tot mai mulți turiști. În plus, ecologistul a făcut și un apel către o firmă de construcții și reparații interesată să vină să dea o mână de ajutor la lucrările ce trebuie făcute vara aceasta. Firește, cu plată, nu pe ochi frumoși. Într-adevăr, cu pandemia asta, se pare că ne-am trezit puțin, că avem și în țară ce să vedem, pentru că, într-adevăr, e un flux bun de turiști. Este îmbucurător. În schimb, sunt foarte multe probleme. Vedeți, și acum se fac reparații. Mediul este atât de umed încât tot ce realizăm se distruge în 2-3 ani. Na, acum avem un sprijin. Tipele viitorii v-au afectat pe podul. Nu, ce se întâmplă? La fiecare viitor... Reparați, ca să spunem oamenilor, se repară ultimul pod. Se repară ultimul pod și încă ceva, încercăm să readucem râul în albia normală. Pentru că de fiecare dată când vine o viitură, se schimbă albia și nu este bine. Nu este bine pentru că ba afectează turismul și nu este normal. Există o hartă hidrografică al peșterii care cred că a făcut-o natura, iar acum vin foarte multe lemne și tot felul de deșeuri care într-adevăr colmatează peștera. Aici... Nu, deci haideți să lămurim treaba. Peștera este în Parcul Natural Grădiștea Muncilor Cioclovina. Noi orice facem aici trebuie să avem aprobarea Consiliului Științific. S-a făcut documentația, am demonstrat că e necesară această lucrare, s-a dat avizul. Mai avem încă... Nu, este o încercare, deci nu încercare, că până la urmă se va reuși să schimbăm foarte puțin cursul apei, să revină în albia normală. Și cum veți face asta? Păi să face, uitați, făcând niște lucrări, așa, folosind absolut numai lemn, deci materiale, nu folosim beton, nu folosim nimic, încercăm. Deci, dacă ați observat, este aici apa serv, este apele române, ei au specialiști, am apelat la ei, de altfel știi, Dane, că e o multă colaborare cu apele române și cu apa serv. Cea mai mare problemă este, uite, și profit de faptul că acest lucru se va da pe post. În momentul de față nu avem firme cu care să lucrăm. Dai seama că și lucrarea asta pe pod facem prin voluntariat. Cum voluntariat? Colegii mei pensionari. Sigur, o să sprijin. Nu sprijin, că putem plăti, Dane. Da. Deci nu este problema. De plătit putem plăti. Pentru că avem încasări acum, da? Putem, dar nu găsim firmă. Nu găsim firmă. Am prelat la câțiva inși, au venit și a spus, domnule, e lucrare mică. Deci pe această cale faceți un apel? Facem un apel, exact, dacă este careva care dorește, sigur se plătește, sigur, da, se va plăti, nu este nicio problemă. Ar mai fi mai multe lucruri, dacă o să mergi înapoi,
chiar te rog să uiți la podul Iliacu și acolo deja infrastructura afectată. Și acolo trebuie balustradele, dacă te-ai uitat sus, balustradele sunt distruse. La umezeală, asta e clar. Deci trebuie făcut, sunt foarte multe lucrări și marea problemă este că vezi cu voluntariatul. Acum a venit apa SERV și Apele Române. Dar nu este o soluție. Soluție este pe moment, dar noi avem nevoie ca să facem permanent, e un proces permanent de reparare. Permanent, da. Bun, Neimi, ce să vă transmit spor la treabă și dacă aveți ceva să spuneți turiștii. Doamne, cu turiștii noi încercăm și de ce sunt mândru, așa, avem un alt timp de abordare al turiștilor. La noi toți copiii care vin școlari, așa, primesc din partea peșterii o napolitană cu ciocolată. Noi avem răbdare, nu repezim pe nimeni. Dacă se interesează, am făcut chiar te recomand să te duci înăuntru să vezi. Avem un colț brâncuș și avem un colț cu primul război mondial. Sus în cabană, unde cei interesați. Că și aici este o problemă. Ai văzut sala de concert, ai văzut acolo. Domnule, la ultimul concert care am organizat, când a fost orchestra din Belunu, a venit 20 de inși. Stai și te gândești, erau mai mulți muzicieni din Italia decât spectatori. Am plecat de la peșteră sub impresia celor aflate și observate și mărturisim că ceea ce am văzut acolo, după mai bine de un an ce n-am mai dat în peșteră din cauza pandemiei, ne-a dat de înțeles că acest obiectiv turistic este pe aceleași mâini bune ca și în anii trecuți, voluntarii de la Petru Aqua fiind, ca și în trecut și acum, tot timpul pe metereze. Ne-a plăcut totodată și colțul brâncuș de sus din cabană, dar și noile însemne de la intrarea în peștera Bolii, precum și de lângă drum. Cu toate acestea, un sprijin mai mare din partea autorităților județene și locale nu ar strica, că multe chestiuni frumoase s-ar mai putea face la această peșteră, inclusiv acțiuni culturale și concerte, totul numai să se vrea și să se pună mai mult umărul în a-i sprijini pe cei care cu atâta pasiune și consecvență au creat și țin viu acest colț de rai. A devenit o obișnuință ca pe data de 15 august, de ziua adormirii Maicii Domnului, petroșenenii să se adune cu micul mare în parâng la cota 1500, lângă troița sfințită ce veghează stațiunea și turiștii. Așa va fi și în acest an, iar ca de fiecare dată, primarul petroșeanului și consilierii locali își vor aduce din nou aportul, sprijinind ceea ce se cheamă Nedeia Troiței, o sărbătoare locală preluată din negura timpului de actualii locuitori și de autoritățile locale, ce se desfășoară la mijloc de august spre cinstea Maicii Domnului Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul omenirii, cel născut și nu făcut, după cum spun cărțile sfinte și rugăciunile creștine. Întrunit marți 3 august în ședință extraordinară la solicitarea primarului Tiberiu Iacovriții, Consiliul Local Petroșan a aprobat organizarea Nedeii Troiței din Parâng. Acest fapt va însemna, conform hotărârii de Consiliu adoptate în unanimitate, că toți participanții la Nedeie vor fi scutiți de la plata biletelor pentru transportul cu telescaunul, ca un sprijin și o formă de respect față de cetățenii acestui oraș, dar și față de tradiții locale, ce trebuie păstrate și duse mai departe de generațiile următoare. Tradițiile ne definesc ca oameni, ca societate, iar păstrarea și respectarea acestora reprezintă un omagiu adus părinților noștri și trecutului comunității în care trăim. Din străbuni, de sfintele sărbători sunt celebrate prin Nedei, sărbători ale poporului, pline de bucurie și de pioșenie, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului sau Sfântă Maria Mare, fiind una dintre cele mai sfinte sărbători ale românilor, a transmis după ședință primarul Petroșanului. Și ca să definim și la modul concret ce înseamnă acest sprijin acordat de municipalitate organizării acestei Nedei a Troiței din Parâng, de la bugetul local a fost acordată suma de 21.000 de lei. Cu acești bani, cei care urcă pe 15 august în Parâng vor putea fi întâmpinați de organizatori cu bucate tradiționale preparate chiar acolo, în mijlocul munților, cu muzică și dansuri mămurlănești specifice zonei noastre, precum și cu o prezentare de superbe costume populare. Muzica și voia bună va fi, suntem convinși, la ea acasă, dar să nu uităm și de faptul că și în acest an, la Troiță va avea loc și o mică slujbă religioasă prin care lumea prezentă să nu uite că sus, acolo, Dumnezeu, Fiul și Măicuța Domnului veghează și se bucură când văd creștinii care petrec, dar care se și roagă într-o zi așa de sfântă și de aleasă.
Petrila rămâne în continuare localitatea cu cele mai multe probleme pe linie de delicte silvice, iar de asta s-au prins, se pare, și cei din cadrul Biroului de Combatere a Delictelor Silvice, un birou ce aparține de IPJ Hunedoara, care periodic, în urma sesizărilor și constatărilor reprezentanților organelor de control locale, vizitează și verifică pe unii dintre operatorii economici din zonă care se ocupă cu partea de exploatare și vindere a materialului lemnos provenit din pădurile din zonă. Mai grav este însă când în ecuație sunt implicați și funcționari silvici, cum s-a întâmplat la ultima acțiune, unde au fost prezenți și comisari ai Gărzii Forestiere Timișoara. Marți 3 august, polițiștii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul IPJ Hunedoara au efectuat verificări privind modul de contractare, exploatare, transport, depozitare, prelucrare și valorificare a materialului lemnos de către diferiți operatori economici de pe raza orașului Petrila. Acțiunea a beneficiat de sprijinul reprezentanților Gărzii Forestiere Timișoara. În urma activităților de control, în cazul unei societăți comerciale, au fost constatate încălcări ale legislației silvice în vigoare referitoare la modul de exploatare a materialului lemnos conform, motiv pentru care au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 10.000 de lei. Cu ocazia verificărilor efectuate, polițiștii au mai constatat faptul că un funcționar nu a respectat prevederile legale privind modul de operare a datelor în programul Sumal 2 pentru 2 partizi de masă lemnoasă pe picior la care au expirat autorizațiile de exploatare, motiv pentru care a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 3.000 de lei. Totodată a fost identificat un alt funcționar silvic la care s-a stabilit că a expediat fără proveniență legală 27,580 metri cub de lemn de foc din specia FAG și a primit și a depozitat fără documente legale de proveniență 26,124 metri cub material lemnos din specia rășinoase. Față de cel în cauză a fost luată măsura sancționării contravenționale cu amendă în valoare de 15.000 de lei și măsura complementară de confiscare valorică a volumului de 27,580 metri cub lemn de foc din specia FAG în valoare de 4.511,84 de lei și confiscarea faptică a 26,124 metri cub material lemnos din specii rășinoase. Ne-au transmis o zi mai târziu cei de la IPJ Hunedoara. În acest an, Petrila este o localitate campioană la astfel de probleme, dacă vă aduceți aminte de întreruperile de apă din localitate ce aveau legătură cu exploatarea lemnului în zona Taia și de care s-au plâns de atâtea și atâtea ori cei de la Apa Serv Valea Jiului, apoi de problemele de pe la Jieț și așa mai departe. Totuși, după cum se vede, cei de la delicte silvice, de la Garda de Mediu, de la Jandarmeria Montană și mai nou de la Garda Forestieră s-au prins de treabă și de tot felul de scheme și sunt, după cum se și vede în cazul de față, dar și în altele, din acest an, pe fază. După ce profesorii și cei din administrația unei tabere din Cheia Prahova au constatat că mai mulți elevi și cadrul didactic însoțitor ai lor au stări de vomă și de rău, au cerut ajutorul medicilor. Aceștia au fost consultați de medici, constatându-se la final că simptomele prezentate țin de o intoxicație alimentară de toată frumusețea. Cei 8 copii au vârste cuprinse între 7 și 12 ani. Copiii și însoțitoarea acestora manifestă dureri de cap, burtă și stări de greață. Aceștia se află cazați la o pensiune din localitatea Cheia, după cum informează Mediafax. În aceste momente sunt evaluați medical și urmează să vedem dacă vor merge la spital. La fața locului au fost mobilizate o ambulanță în Zmurci și 2 ambulanțe SAJ, din care una cu medic, au anunțat cei de la ISU Prahova. Așa că, părinți, nu ne rămâne decât să vă spunem, aveți grijă unde trimiteți copiii în tabără. Vestea că operatorul desemnat pentru ridicarea deșeurilor voluminoase de la Petroșan, firma Supercomesa, va desfășura pe raza municipiului o nouă acțiune de ridicare a vechilor saltele, mobilă veche, oglinzi de dimensiuni mari, mochete și covoare, perdere, damigene, schiuri și așa mai departe, ne-a fost dată de către Ambruș, cel care coordonează activitatea în cadrul biroului de mediu al primăriei, ce aparține de poliția locală Petroșani. Lumea poate sâmbătă aceasta până la ora 11:30 să scape de aceste lucruri vechi din casă. Aceste lucruri vechi și voluminoase, depozitate de unii cetățeni la locurile unde ar trebui să se arunce doar deșeuri menajere, nu spun că nu sunt ridicate după ce sunt aruncate de oameni acolo, la platformele amenajate pentru containere, dar încurcă mult activitatea celor ce se ocupă de ridicarea deșeurilor menajere și dau și urât, ca și imagine, până ce sunt ridicate. De aceea, astfel de acțiuni bine organizate sunt binevenite. Fiind și zi de weekend, oamenii vor avea timp să mai ducă la platformele gospodărești din aceste vechituri voluminoase ce le ocupă inutil spațiul din casă, ne-a spus Artur Ambruș. Vijeliile puternice cu rafale de peste 100 de km pe oră și ploile torențiale cuprind aproape toată țara. Au început de joi și continuă și vineri, iar ANM a emis noi alerte de vreme severă, între care un cod portocaliu de furtună în majoritatea județelor țării. Meteorologii au actualizat
joi avertizările de caniculă și au emis noi atenționări de tip cod galben și cod portocaliu pentru vreme rea în aproape toată țara. Primul cod galben dat pentru ziua de joi aviza sudul și sud-estul țării, fiind anunțat un disconfort termic ridicat și caniculă. Indicele temperatură umezială a depășit în Dobrogea astăzi pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime s-au situat și se situează încă și la această oră între 34 și 38 de grade. Pe tot parcursul zilei de joi a fost și este în continuare în vigoare până mâine și un cod portocaliu de disconfort termic deosebit de accentuat. În județele Olt, Teleorman, Giurgiu și Călăraș, disconfortul termic a fost și va fi în continuare deosebit de accentuat, iar indicele de temperatură umezială ITU a depășit azi pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime de joi s-au situat între 38 și 40 de grade în sudul țării. O altă atenționare de cod galben intră în vigoare de joi seara de la ora 21 și durează până vineri la ora 6. Vizează județele Tulcea și Constanța, unde vor fi perioade cu vijelii, frecvente descărcări electrice, averse torențiale și grindină. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 25-30 de litri pe metru pătrat. O avertizare cod portocaliu a intrat în vigoare de joi ora 12 până vineri ora 6 și anunță vijelii puternice, grindină de medii și mari dimensiuni, dar averse torențiale în toată țara, cu excepția județelor Tulcea și Constanța. La început în Banat, Crișana, Maramureș, iar după amiaza și noaptea aceasta ce urmează, mai ales în Transilvania, Oltenia, Moldova și Muntenia, vor fi perioade cu vijelii puternice, cu rafale de peste 80-100 km pe oră, frecvente descărcări electrice, averse torențiale și grindină, îndeoseb de medii și de mari dimensiuni. Cantitățile de apă vor depăși 25-30 de litri pe metru pătrat și pe alocuri 40-60 de litri pe metru pătrat. Vineri va fi în vigoare o informare meteo de instabilitate atmosferică temporară accentuată. În estul și sud-estul țării, dar și în zonele montane, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 25 chiar și 40 de litri pe metru pătrat.